Păi totul depinde dacă propunerea cu care am venit noi, să ne calmăm, să luăm moratoriu, stop la tot felul de acțiuni războinice, stop la aplicarea principiului, mă iertați că în rusă știu cum sună mai bine, ocă za ocă, zub za zub. Deci în aceste condiții, dacă va prevala rațiunea și responsabilitatea la colegii la PLDM, atunci avem toate șansele să aplanăm animozitățile politice și să ne întărim mai departe. În caz contrar, dacă, precum au anunțat, vor merge cu demiterea de miniștri, noi vom considera acest lucru ca o violare a prevederilor acordului și în acest caz deja ați constat că acțiunile de până astăzi din partea colegilor PLDM, atrageți, vă rog, atenție, nu cuvinte, acțiuni, ele deja au, ei deja au făcut mai mulți pași înainte pe care reală să distrugă existentă alianță astăzi. Sper că totuși mintea o să le vină la cap.